Well, I mean, Blake. Obligat de împrejurări. Fac clipul ăsta. Fiți atenți aici. E greu. Ce vă povestesc eu e foarte greu. Pentru unii. N-am avut o zodie de președinte. Deci n-am avut o zodie de președinte. Să fiu președinte. Înțelegeți? Țara asta știi ce-o făcea. Măi, ascultați ce vă spun. Așa făcea în țara asta. Muncitorii să lucre numai halat, curați, nu muncă grea. Fiți atenți aici. Salarii bune. Restul populației, locuri, să-și construiască, să-și facă restaurante, pensiuni. Trăiam din ce? Cum le zice la aia? Din turism. Avem o țară faină, bogată. Băi, vă n-ați văzut, mă. O venit bătrânul ăla de la englezi și-o cumpărat tăsatul ăla, cumpărătăt, cu păduri, cu tăt. Păi noi avem, măi, avem construcții vechi, măi. Construcții vechi de pe timpuri. Care alții să aibă construcția aia în țara lor, ar fi milionari în euro. Dar noi nu știm. Nu știm să apreciem. Aer curat, v-am mai spus, în Biblie, numai ăștia nu au descoperit, în Biblie scrie, de pe mapamondul ăsta, singura țară, trebuie să știi de știept, singura țară ocrotită e România, mă. Ascultați ce vă spun. Singura țară ocrotită e România. Înțelegeți? Și încet, încet, pentru noi, că trăim 70, 80, 90, care cum apucă de ani, e puțin. Eu v-am mai zis. Veverița mea, am citit, în libertate trăiește 3 ani, în captivitate 7-8. Cum noi trăim câte 70 de ani, în libertate trăiește 3 ani, că vine uliu și o prinde, o papă. O aie cât trăiește, un câine cât trăiește, un câine 7-15 ani. Pe cum, ea trăiesc mai puțin, dar tot viața au. Tot organica și noi. Tot acaca mâncă, bea apă, bombardează. Fiți atenți aici. Noi vrem să fie bine în țară. Cum să fie, bă? Când toată lumea nu știe cum să ne vândă. Nu știe cum să ne vândă. I-a văzut la televizor. Arestat, o delapidat, o vândut, că nu știu ce. Nu prea le-am eu cu astea. Le-ați văzut. Și auzi, sume, sume. Și pe noi ne facem ceva în ea pentru 2 lei. De-aia mulți ne-au scris, vezi, Nelson, că te-ai garda, vin mascață, te-ai, bă, ca să vină mascață și garda, trebuie să faci infracțiuni.
doveditoare infracțiunile. Să mă limpăză o spămână. Aveți răbdare la mine. Infracțiuni doveditoare. Nelson cam deodată nu-i curios de infracțiuni. Am făcut și eu la rândul meu infracțiuni, nu-i misugările, bă, mercarul. Am făcut infracțiuni la rândul meu, ne-am plătit greșelile, cu greu le-am plătit și am și eu o familie, nu-s mai tânărul ăla de acum 30 de ani. Când mi-a dat 5 ani, am jucat într-un ticiur, am zis că mă doare în 14. Înțelegeți? Băi, oameni, cam am sărit de la una la alta. Auziți? Mă iau acum, dacă tot am început, mă iau și de ăștia cu IC Bucket Challenger. Eu n-am vrut să-l fac ăsta, încă de când le-am văzut gălețurile cu apă în cap, mi s-a părut o prostie. Cineva beneficiază de sumile astea. Un escroc. Să vă spun mintea mea de ce. Și am acceptat pentru că prieteni foarte buni care m-au solicitat, înțeles, și nu pot să refuz. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă pretinie. Înțelegi? Când cineva îți cere să faci, ajută un sorbuit. Eu ăsta nu-l făceam pentru nimic în lume. Și l-am ales totul să-l fac cum vreau eu. Păi băi, cum ne pune pe noi de la amărâți, de la că o dat, nu știu cine, 100 de mii de euro, ăla are miliarde de euro în cont. Că o dat, nu știu cine, 5.000 de euro, are milioane în cont. Cum cereți voi, măi, că asta e cerșătorie, mă? Cum cereți voi de la oameni să-și pună găleata în cap și să doneze? Ca semn, să doneze și ca semn că o donează ăsta, a? Cum cereți voi, mă, care ați făcut-o asta? Americanii sau cine au făcut-o? Cum cereți voi de la populație, mă? Cu banii să găsiți medicamentul necesar. A? Poate voi ziceți, nu-i mă fraierul ăsta. Nu-s fraier. Înțeleg. Pentru omul care e bolnav. Dar Nelson are altă mentalitate. De ce nu face ăștia pauză cu înarmările? A? Cu muniția, banii care investește în muniție să investească în medicament. A? Ai văzut? Eu dacă investesc într-o mașină, de ce investesc? Că îmi place de mașina aia și mi-are bine. Dacă investesc într-o casă, îmi place de mașina aia și mi-are bine. Dacă investesc într-o muiare, îmi place de muiarea aia și eu dau bine. Păi și în armament, de ce investește? Că în bârligă, ei, americanii, bani scânteia în partea aia, în țările mici, claruși, chinești, noi ținem mangava. No! Că ea le-o dă, că de putea americanii îi domina și pe ea de mult. Înțelegeți? Deci, face armament, dă voie la țări de-a lor să facă armament și pentru omorâți-vă, măi! Omorâți-vă! Își cumpără aia trei trenuri de armament, la aia lans le vinde alți armament și tăți. O tăti până FBI, CIA, e de greu pentru mine. Da, important e că, cum o zici cineva, Nelson, tu nu ai creier, tu ai icre de Manciuria în cap, scumpe, sigur. Și atunci, trebuia ăștia. Ia mă, stai așa să investim bani în medicamente, în din ele, auzi, că muri de malarie. Nu se găsește, nu? Hoți și bandiți și nemernici și ordinari. Mai au intrat și pe noi americanii. Ne-au pus la zid. Ne fac legile cum vreau ei. Că ei comandă.
Bă, ce credeți că arestările astea pe acolo le-au făcut așa numai? Dar oamenii au putere, bă. Au putere oamenii ăștia arestați. Comanda de sus. Ei! Ei! Sigur. Bun. Băi, oameni, acum câteva zile, de o săptămână, am un prieten care și-a deschis pe calea Turză, cu un cobor în jos, pe stânga, la patru căzi mai sus, este un centru de masaje. Deci, acolo, ca să-ți dai seama unde, s-a deschis o din asta de copii, grădiniță, eu nu știu, care își duce oamenii când merg la serviciu copilul acolo, lasă, ceapa, prietenul meu, ceapa. O să fac clip și acolo, o să vedeți, foarte fain. Îți lași copilul acolo, îi dă mâncare, este tot de alea de sport, foarte, foarte tare. Și m-am dus până la el, că erau pictori din aia, picta pentru copii, cu jucării, cu din aia. M-am dus cu el până acolo să vedem ce fac muncitorii. Am dat o privire înăuntru, în locuință, că e o casă mare, cu mai multe camere, de joacă, de alea. Și, cum nu prea eram eu curios că n-am copii nici, am ieșit afară în curte. Peste gard, gardul de vreo metru jumate, până pe aici ne ajunge, de sârmă, văd o casă foarte veche. Omul nu a investit în casa aia. Foarte veche. Curte mare, copaci, fructiferi, pom fructiferi, grădină frumoasă, dar curtea, ca în filmile alea, nu, ca în cărțile alea de polițiste, de demult, am uitat cum îl cheamă pe ăla, citeam eu mai demult, cărți polițiste, dar am uitat, ceva nume de femeie era, în fine. Mă uit mai bine, vreau să mă uit mai bine și mă spariu. Sare un câine pe gard de lup. Au, 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 eu îi bea mie rota să-mi o bea. La care aud o voce. Nu te speria, stai liniștit. Un bătrânel la vreo 65-70 de ani. Băi, oameni, mi-mi place foarte mult să discut cu oamenii în vârstă. Eu nu stau la vrăjală numai așa să-mi intre pe ureche, să-mi iasă pe alta. Stau, povestesc, văd ce-l duce capul, cât îl duce capul și acționez. Să învăț și eu. Băi, oameni, bună ziua, domnule, bună ziua. M-am gândit, dacă îl convin să cumpăr casa cu teren cu tot. S-o dau jos să fac alta. Băi, oameni, băi, povestim cu el, omul, fost Timichigiu Auto, înțelegi? L-am întrebat de meserie, deci n-am avut eu ce să discut cu el când au zis că e Timichigiu Auto. M-am gândit că o fi fost vreun profesor, vreun pictor, vreun, după conturul lui, după felul lui cum arăta. Și zic, ce zici? Nu te deranjează? Zic, ești obișnuit. Tătă ziua mașinile astea urcă, coboră, urcă, coboră, clansoane. Fai, domnul meu, nu asta e problema. Zice, bulevardul ăsta, că ăsta e bulevard calea Turză. E bulevard. Zice, singurul deranjament care îl face îs parașutile de la stradă. Cum să lasă sara?
îi plin de ele ca ciupercile după ploaie. Le auzi că se ceartă, face scandal, mașini, clansoane, urlă, nu înțelegi. Dimineața, când mergi, până cobor să merg la servici, numai prezervative aruncate, numai șervețele, mizerie, mizerie, mizerie. Nu știu, zice, când a luat primăria problema în mână, s-o zguduie. Măi, unteașule, își fac și ele treaba. Bine, măi, băiatule, mă, că zic, sunt oameni care sunt necăsătoriți și au nevoie. Bine, domnule, te înțeleg, dar nu să lași mizerie, să faci scandal. Zice, nimeni trece garda, le dă amendă și gata. Ele, de unde s-o plătească? Că o mai avut astea amenzi, dar așteaptă până să dă decret. Înțelegi? Le dădea garda amenzi usturătoare. Așteaptă până să dă un decret. Și atunci, dacă nu, le duce la muncă în folosul comunității. Și acolo prostește. Înluje pe șeful de echipă, înluje pe, știu eu, pe pontator și scapă și de acolo de lucru. Și atunci, stând eu așa, gândindu-mă, am analizat situația. Băi, fraților, am trecut de sus, de jos de la Baba Novac până sus pe calea Tursă la OMV. Îți păstă 100. Îți păstă 100. De la Baba Novac până aproape de sensul girator, dacă nu ești atent, le și lovești. Că e noapte afară, ciorile sunt îmbrăcate, sunt negre, tăun, măi, tăun de negre. Înțelegi? Stă în stradă bubureza plecate, ca și la mersul piticului. Deși lovești de nu ești atent. Și te oprești și îi spui, tu, dă-te mai încolo că te cal. Du-te, linge, mi-ai bem, mi-ai sorpotim, mai și... Cu mine și-o găsit. Înțelegi? Că mă dau jos și le spițelez. O strigat una, Tarzan, hai că mă bate! De noi ieșit unul. De 1,20 m cu părul drept în cap, mâncat așa, într-un training din ăla alb, chinezesc, cu o botă în mână, și-a zis, ce faci, mă? Așa botă la cap, dar mă, am fugit după el, dar nu l-am prins. Băi, oameni, eu nu știu, no, poate sunt și în alte orașe. Poate sunt și în alte orașe. Le-i greu și lor. Le-i greu și lor. Trebuie să trăiască. Dar prestează o muncă foarte murdară. Foarte murdară. Să vă spun de ce. Stă la stradă, nimeni nu le dă, aici la Cluj e cel mai scump, din zonele astea. Ce are 1 milion?
2 milioane. Deci fără prezervativ 2 milioane și când vorbește cu tine, gura-i putea poit. Voi vă dați seama că de ce stăm pe co? Nu că e luminat, că e asta la lumină. Acolo vin tiruri. Trag tiruri. Trag din astea, marche, microbuze. Cu șoferi care vin de departe, înțelegi, stă omul la hodină și merei mere să îl provoce. Înțelegeți? Deci, eu zic așa, nu pot să-mi dau seama cum să mergi la stradă. Aici la noi. N-am putut să le filmez fața. Camera mea video nu prinde mirosul, să vă dea și mirosul. Măi, oameni, deja au hainile curate pe ele. Deja au curat. Miroasă-mă, le-a intrat în chiar mirosul, mă. Gura le miroasă a futai. Mingiu slobos pe tavă. Nu vă dați seama. Cine mere, mă, să dea bani, să iei vreo bolă, că boala aia, nu, poate nu observ pe moment. Îți apare după 3, 4, 5, 6, un an de zile. Boala aia și te mir că de unde, de zei muierea la bătaie. Că zici că de la el, că poate tu de atunci nu mai merg pe la el. Înțelegeți? Îți umpli familia de boală, mă. În peco, toate trei pecurile, de la aia rotundă în sus, de la sensul girator în sus, pe calea Tuzi, toate trei, că o, patru sunt, că este și pe partea stângă, cum urci în sus. Toate pecurile îs pline de prostituate. Cum prinde 2-3 clienți, mere toate, Iorgu să se încălzească, să bea un cafea, un ceai, cine nu le cunoaște, nu-i problemă. Dar unul care merită, nu mai, măi, țigreață, mă. Cer o cafea, îți dă barmanul ăla o cafea și zici, poate din asta au băut sugacea. Ce-o supă ăla mai înainte. Înțelegi? Spurcă locația. Te duci în spate la peco, eu mă duc și m-am uitat. Mizerie. În boscheță din apropiere, mizerie. În spate la pizzeria, mai în sus de peco, este pizzeria aia, uite cum îi zice. De te duci acolo, plin de prezervative, șervețele și alte prostii. Băi, pe să iei măsuri, mă, cineva, mă. Să iei măsuri cu ele. Astea nu au pești. Că un pește adevărat, are femei înalt, are femei afară, la vitrină, înțelegeți, prin... Asta nu, asta e bărbaților lor. Ea le stă la colț, înțelegeți? Ei peste drum sau unde trebuie să meargă ea cu clientul, îl duce, îi boschet acolo, îl bagă în boschet sau în mașină, îl execută. Și ăla, peștile ei care zice că e pește, dar e bărbatul ei, stă, ia și în ea de acolo să uită. Dacă îi pune prezervativul, înțelegi? Că, și-o zis, tu vezi că nu suși cu fără prezervativ. Că vii acasă și îl săruți pe licurici. Bă, le împingi un ban în plus. Nu știu dacă v-am povestit. Mai de mult. Am fost pe calea Tursă.
Păi, fraților, mai m-am dus și eu. M-am dus să purând, să fac catrincă. Pentru că cu mine, vă spun dinainte, nu vine niciuna, pe ce motiv? Prietenilor, bărbaților, îți din aia care zua, spun cartier, spun oraș și mă cunoște. Dar nu le cunosc nevestile la tăți. Înțelegi? Că mi-a zis câteva, nu? Ce vă zice, cum să vii cu mine când tu ești prieten cu bărbatul meu? Imă, înțelegi? Și de-aia iei peștile și îți pune în vedere. De-am auzit că ai mers cu bolândul cu Nelson, te-am spart, te-am nenorocit. Dar mai este câteodată, eu am prins, pentru că le cunosc. Și, deci, le cunosc după cum stă la stradă. Astea care le-ați văzut acolo, în clip, îs prostituate pe calea Turză de când a murit Ceaușescu. După ce a murit Ceaușescu, s-a luat în primire calea Turză, de la Baba Novac până sus, dincolo de aeroport, iar pe partea mănăstirului, pe pod. Pod. Păi, oameni, mai chică câte una care-i studentă. Eu am prins. După cum am văzut-o la stradă că stăia șenia și când am oprit mașina, am zis, faci autostopul? Bă, și era frică să vorbească, speriate. Ce se întâmplă? Nu avea fata să plătească la cămin? Sau o nevoie urgentă? De ce vă spun asta? Pentru că eu după aflu de bani. Săracă la familie, dar cu dragul ei de a învăța, de a face o facultate. A, ești la treabă? Da, dar să știi că eu n-am mai fost până acum și mi-e frică, oare cum să... Urcă sus. Ai toată încrederea în mine. Ce-o făcut, Narsu? Unde mă duci? Unde să mergem? Las că țară de unde te duc. Poate mi-o plăcut de aia. Poate nu mi-o plăcut de aia. Poate am crezut-o. Poate n-am crezut-o. Înțelegeți? Și atunci, unde mă gândesc-o? Sus la OMV. Ți-e foame? Nu mi-e așa foame, dar n-am mâncat de la amiază. La OMV este locul ăla separat pentru fumători. Intrăm înăuntru. Mă duc și eu un sandwich. Ce-ți place? Porc? Sau curcă? Curcă. Pun cărătata un sandwich de curcă. Suc? Ce țigări fumez? Can tot. Mi-a dăm un ceai de mentă. Și mă duc la masă. Și stau și vorbesc. Tu, fată, ai mai făcut sau n-ai mai făcut? Deci eu n-am mai fost la stradă. Și acum de ce? Uite care-i treaba. Eu din alt oraș. Documentează-te! Mulite. Într-adevăr. Sunt studentă. Părinții mei. Suntem o familie mai săracă, mai amărâtă. Nu pot să le cer bani tot timpul și de astea. Și uite, am nevoie urgentă de bani. De câți bani? De 4 milioane. Între timp îi aduce mâncarea. Deci, măi, fraților, vă spun adevărul. Prima dată, știi cum, o prins el și așa ne-a mușcat, dar cred că uita fata pentru ambientul și povestea cu care eram, cred că și-o imaginat că mă cunoște de mult și spre timp,
nu am mai avut. Prima dată de rușine de abia mușcat din el. Și după aia și-o dat drumul de zici că a fost termită. Înțelegi ce înseamnă asta? Ruptă de foame. Îți mai iau un sandwich. Nu mai trebuie, mulțumesc. Tu, fată, fii atent aici. Știi cât trebuie să muncești tu pentru aia 4 milioane? La stradă. Cu clienți. Cel puțin 5-6. Că mai mult de 50-70 de lei nu-ți dă. 80, mare lucru. 5-6-7. Înțelegi? Și fii atentă! Ai picat cu un fanatic în mașină care îți fură și telefonul. Poate te și bate. Nici nu-ți plătește. Vai de mine! Am înfricat-o! Am înfricat-o! Fata e atletă. Arăta foarte bine. Bandit, sunt sigur că da. Mâna în buzunar, ia 4 milioane. Și mai iau 1 milion, cât strângi pe zi? 10 lei. Zice că mănânc la cantină, la ăsta, mai așa, mai așa. 10 lei, zice. 10 lei. Strâncă 20. Ia 1 milion de la mine și strâncă 20. Și hai să te duc la cămin. Vai de mine, îți mulțumesc, dar mi dai așa fără să-ți fac nimic. Auzi aici. Când mai ai nevoie de bani, dar nu cu abuz, că te prind, când mai ai așa nevoie, zic, sună-mă, poate te ajut. Zic, când mai ai nevoie de bani? Zice, numai că luna viitoare îmi trimite părinții bani, dar acum am cheltuit și eu din bani, că uite așa s-a întâmplat, am fost la onomastic, am fost... Nu zic bine. Ia numărul meu de telefon și mă sună. Măi, om, vreau 4 luni, am ars-o. Ia așa în ea, să zic, odată de două ori pe săptămână cu ea. Merem pe la hotel. Fiți atenți aici. Tot timpul mi-a mulțumit fata aia. Dacă am vrut să-i dau 1 milion, nu vreau să-l ia ei. Băi, nu i-o trebuie bani. O zis, eu nu viu cu tine pentru bani. Zice, țara aia, nu știu ce-a fost cu mine, n-am făcut de asta în viața mea. Zice, și-ți mulțumesc că m-ai scos din impasul ăsta. Îți mulțumesc toată viața. Înțelegeți? După aia am rupt legătura cu ea. Nu mai știu din ce motive, nu ceartă sau ăsta, cred că a plecat, o terminat, nu știu, Dumnezeu știe. În fine. Deci, măi, oameni, nu vroia să ia iba. O să zic, eu nu o fac pe bani cu tine. Zice, o fac pentru că una, și că îmi place de tine, și că m-ai ajutat, și că, zice, cine știe cum ai zis tu ce să putea, am vorbit cu colegii de-a mele, tu dacă, zice, am dat numai exemplu cu ele, o să zic, vai de capul nu, auzi cât ce se întâmplă. Mai ales că atunci, în vremurile alea, ăștia din Cluj știe, chiar atunci, o găsit-o pe prostituată mortă, undeva pe la Jilop, în partea aia, au luat-o unul cu camionul, nu știu ce s-o certa la bani, și-a omorât-o ăla, mai mâncava așa. A omorât-o și l-a prins garda după telefon, că eu luat și telefonul, a aruncat-o în șam și... Înțelegi? Deci, vezi, la asta i-a schimbat cursul vieții. I-a schimbat cursul vieții.
Odată am pățit-o și eu. M-am dus pe calea Tuzu. Eram înrăit, încânit, îmi trebuia bot. Tot mă învârtesc pe acolo, tot caut și am găsit. O creolă. Poate v-am mai povestit-o, nu știu. Păi, oameni, eu îmbrăcat în training. Vă spun de ce. În training. O întreb. Cât e botul? 70 de lei. Îți dau 1 milion, dar zgudui bine. Ai înțeles? Da. Cum îl zgudui bine? Nu! Îl zgudui ca la prietenul tău. Gândește-te că eu sunt prietenul tău. Așa să zgudui. Bun. Când am scos banii din buzunar, ce am în bani? O hârtie de 500 de euro, una de 200 de euro, două de 100 de euro și 3 milioane, din care 1 milion i-am dat ei. Băi, oameni, pe bancheta din spate, că era frig afară. Cu mașina așa am făcut accident. Un Opel sau nu mai știu ce era. În fine, fiți atenți. Gândiți că eram bursuc. Mi-am dat un crac de pantalon, m-am descurțat la un Adidas, mi-am dat un crac de pantalon jos, eram pe banchetă. Auziți cum m-au așezat aia. Prima dată o l-o lua la pupu. O zis, nu-i bine așa că mă înghesui și nu-i, nu am stare. Zice, stai că te așez eu. Băi, mă, Cavaș, mi-a pus un ticior. Ticiorul ăsta mi l-a ridicat, mi l-a pus pe scaun sus, după cotier, după aia de la cap. Și ăsta rant mi l-a zvârlit sus pe geam, acolo în spate. Ia și anii era încrăcit și înghesuit acolo. Și ujea asta, Domnul e fer și apără, înțelegi? Ca să mă distragă de atenție de tot. Și ce se întâmplă? Aud un fâșit. Băi, ea era în pantaloni scurți de blugi. Fiți atenți, încheiată, nu și-o da pantaloni, că n-aveam eu ceva ce... Băi, oameni, când am auzit fâșitul, hâț, deci cu o mână era pe botă și mi-am întins mâna, ne-am prins-o, mă! Mână goală. Am zis, ce faci? Nimic. Mâna goală. Ce-am zis? Las-o să termine. M-a terminat. Lasă-mă, zice, să mă dau jos. Că am transpirat. Stai așa tu. Nelson, când sunt ăsta, scoate cheile din contact, brum, blochează ușile și pe aia gata. Pac mâna în buzunar, mă uit la bani, hârtia de 200 de euro lipsă. Băi, oameni, o dexteritate și o rapiditate la sugacea aia n-ai văzut. Zic, tu, ai luat 200 de euro. Iar ridică-te sus, cocoțează-te sus pe bancheta, m-a prins luminile de acolo din spate și noi nimic pe jos. Îi bag mâna în buzunar, nimic. Unde-s banii tu? N-am luat nimic. Și-a început un teatru. Iai, nu mă bate! Ia! Toți suflimentul! Deci, altul care nu e ca mine, știi ce făcea? Să spărie și o lăsa să plece. Am zis, de-i dau una.
eu am probleme. Că merg și la gardă și... Bine, mă, cum? N-au zis, bea mi-ai carul, s-am sărit de la banchet, am sărit dincolo în față, mi-am tras training-ul pe mine, zic, te duc la gardă. Am zis, nu mă interesează că află Liana, că mă dă la televizor, că mă dă la ziar, dar asta a fost mai demult, că mă dă la ziar, ioi, bă, că am uitat de carne, mâncava, ai de capul meu, eu mirosul m-a atras. Ce vede, tata? Bună treabă. Lasă să o să mai ardă. Mai arde ce? Băi, oameni, bă! Tă-tă-tă-tă, rup fălcile, să mor eu. Mă să dă asta așa. Fiți atenți aici. Nu m-a interesat pe mine. Pune tata aici să ne vedem. Că ce... Bă, mi-ar carul ce m-a paliat. Că ce se întâmplă? Zic, te duc la gardă. Bă, mâncava așa. Asta a făcut de încărcare. Bun. Băi, fraților, pornesc mașina și la secția de poliție din Zorilor. Am zis, cât că râde polițiștii de mine și de ele, dar nu singurul. Eu m-am dus acolo și am văzut. Să nu-mi ajute Dumnezeu, măi, oameni, măi. Imediat vă zic. Asta pot să mă duci. Măi, și ajung în față la poliție, las geamul numai atâta și te clansonez. Alo, poliția! De acolo, de pe ăla. Vină sus! Nu, măi, oameni, măi, hai, dați, măi, și luați-o, măi, că mi-au furat banii! Măi, nu mă mai interesa de rușine. Hai mă și luați-o că mi-o furat banii. Cine? Haideți măi aici măi. Deschide ușa și zice hai tu sus. Nu mai că fuge. Aruncă banii, ascunde. Și-a venit echipajul care a fost de serviciu. Oi, ce s-a întâmplat? Zic, ui, asta din pe bancheta din spate mi-o furat banii. Uite-te, zic, ce-am făcut. Oi, oameni, m-am dus și eu ca tătomul. Am plătit-o, i-am dat 1 milion și uite-te, am auzit un fâșit, mi-a furat o urchie de 200 de euro. Măi, domnule, zic, vedeți când o luat, prindeți-o de mână să nu facă nicio mișcare. Așa o luat. Bang, și-o dus-o sus. Stai pe scaun acolo, nu putut să facă nicio mișcare. O venit cu o lanternă mare și s-a uitat în mașină. Nimic. Nu i-o arunca pe geam. No, n-ave cum, că am blocat din față geamurile. N-ave. Controlați-o. O zis, caută-te că poate zi la tine. Nu, măi, omule, mă zice, poate nu. Am avut, cum să nu am, no. Că dar am avut 1000 de euro și am schimbat 100. Băi, fiți atenți, cheamă polițistă. Mănuși de plastic. Controlează. O băgat-o într-un birou. S-o venit în mănușă cu hârtia de 200. O zis, s-au recuperat banii, dar trebuie să-i speli și după aceea l-a semnat, facem din ăla. Proces verbal din ele. Ai zis că apar la procuratură? Ce mă fac din mine? Oamenii măi, n-o de unde dexteritatea aia, mă? Eu când am auzit fâșuitul, mi-am și băgat mâna și am prins-o. Băi, oameni, eu luat și eu băgat direct în minge, mă. Erau us. Bine că nu i-am spălat, că am luat acolo, am cerut mănuși din ele, i-am șters și așa cu mănuși din ele m-am dus la casa de schimb valutar și am schimbat. Am zis, dar de ce ai mănuși din ele? Zic, vreau să mă fac ortoped, medic, înțelegi? Așa am pățit. Dar, vă spun, vin, măi, oameni, măi, oameni grei.
mașini luxoase. Hai, omule, măi. Nu poți tu într-o mașină de aia luxoasă, înseamnă că ești om cu bani grei, să mergi să iei un ciuf din ăla de la stradă, care numai prin simplu oral îți dă vreo... Voi vă dați seama atâtea mașini cât te opresc acolo, drumul către București, drumul către Constanța, e drumul principal. Pe sară își face câte între 7 și 10 milioane. 7-10 milioane, știți ce înseamnă aia? Ori 50-70 de lei, cam 14 baștanuri. No, 14 baștanuri mâncați aș le termin în gură, hai de capul meu, Doamne, feri, de nu mai copti cruzare în gură și botoșei. Deci, cineva trebuie să ia măsuri cu ele. Ori să le scoată la ieșire din Cluj pe Apahida, la ieșire din Cluj pe Florești, dincolo, numai dincolo cum trece de capul dealului, cum trece de feleag, le bate alea din Turda. Uite, alea din Turda stă la ieșire din oraș. Asta aici. Aici stă. Coptii, fură de acasă, mere, că... Eu v-am spus. Își ude astea două geajeche, pune la gură și stă aplicată așa și așa în ea, face pe geajeche. Și crezi că... Încă mai scuipă. Și o faci, tu crezi că ți-o bagă, până ce ți-o bagă. Și el nu mă aburește. Înțelegi? Și voi credeți că vă uje. Dar nu vă uje, vă păcălește. Vă ia banii pe degeaba. Băi, mai bine mergeți la un masaj, îți fetele curate, vă face terminare din aia manuală, vă facă până țâță pe ele, nu le-a în gură, dar... Vă frec, dar mai sănătoși sunteți decât alea. Ascultați ce vă spun. Nu? Și apoi ăștia zice că-s băieți. Zice că-s băieți. Au și câte 2-3 copii acasă. Nici. Zice, hai la mama să-ți dea mama gură, sărâta la să-l sărute bătofleți. Și ia limba în gură la copil. Fata mea, sărută-o mama, după ce ai doborât 70 de caruri. Nu vi-e rușine, prostituate parașute ordinare ce sunteți, rapandule zdremțe în puțăche. Dar și boli la oameni. Acolo trebuie să le strâng, pe unde vă, că zice că lunar mere să-și facă control. Ce control, mă, că spline de bolă, mă? Îți pline de boală, plânge șară în pumb. Au chiloți să ne spălați pe ele de câte 3-4 zile. Pe unde? Pe rampă. Pe rampă, până alea de țigani, unde au ele? N-au dușuri. N-au dușuri. Mere în peco, în băi, ascultați ce vă spun, cu șervețel parfumat și cu ăla să șterge. De maraciucă. Ce-i cură, după ce îl lasă la ea. Să șterge, oia, că migrează. Aruncă și mere. Îi pute ahoit. Eu nu pot să-mi dau seama cum alți oameni măr la ele să le bombardeze. Nu pot să-i înțeleg. Sper ca clipul ăsta să-i ajute pe mulți oameni să înțeleagă. Că a fost și acum, nu de mult, aia de la stradă care merea cu lumea, oameni grei și-au avut sida. Au avut sida. Și odată aia, pe cât o știu, i-o dat în primire. Cu ăla a fost, cu ăla, și numai nume mare. Nume... Că o trebuie să iei, o zis, doctor, trebuie să ne spui cu cine te-ai culcat. Pe cine i-o avut în telefon, că încă ăștia dă și numărul de telefon. Da, dă-mi numărul să te sun când vreau. Înțelegeți? Da, și apoi cam așa e cu parașutile astea. Eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Și voi, fraților, deja vă ziceți că să se legalizeze prostituția. Vedeți că și acolo, dacă se legalizează, nu numai hai că
gata, mă duc la casa de toleranță să mă angajez ca sugătoare de la stradă. Stai tu, că trebuie să îndeplinești condiții. Nu, nici. Ați văzut-o, aia cocoșată, aia care a strigat șteopă, aia e soră sa ei și are 16 ani. Și aia care i-a zis Barbie, e sora ei, aia e mai mare. Înțelegi? Cocoșata aia altă, păi unde? Că pe aia trebuie să o pui pe un lopitou și aia să stea în dreaptă. Și apoi să-i dai drumul pe stradă ca să-și revină. La șteopa trebuie să-i faci pe puc la comandă. Cu 5 cm mai înalt un toc. Înțelegi? Și urâche. Nei, eu n-am din ți-s bărbat. Nu, n-am din. Dar aia, aia blondă, codruța, aia are proteză, mă. Nici nu știu, n-are nici proteză. N-are. Deci aia n-are dinți în gură. Linia mai întâi, da, mă! Na, poftim. Iar este aia pe care am fugit în veceu, pălugă înaltă de 2 metri, ciocușă, ochilipochili, ferească, Dumnezeu, plină de zgrunțuri pe obraz, gândești că-i... Mama Dolores. Doamne, fer și apără. Urâte-ți, mă, și merg oamenii, mă. Merg oamenii, prestigiul lor de bărbat, mă. Și acasă au femeie, mă, au familie, mă. Păi, și dacă n-ai femeie, merg, mă, la un din ăsta, mă, cât e? Că acolo la stradă îți cer 1 milion, 700 milion. Și la un masaj îți cer 1,5 milioane, o oră, și auzi în cameră curată, te bagă la duș. După ce ai terminat, merg iară la duș. Băi, oameni, băi, să vă vină mintea la loc. Și organele să iei problema, să procedureze. Că deja le dă amenz, că nu le interesează de amenz. Dar au zis cătămii. 70 de amenz am. Mă piși pe ele. Înțeleg? Nu le interesează. Numai faceți risipă de... Doamne ajută! De maculatură. Faceți risipă de maculatură. Luați-le și băgați-le direct cum? Tu, ce faci la stradă? Cum era pe vremuri? 3 luni, muncă silnică. 3 luni, la lucru! Bag tu joc de coptire aia mici. Bă, e mare să vedeți unde stă pe cantonului. Ferească Dumnezeu, mă, acolo pe cantonului. Ferească Dumnezeu, mă, că nu m-am mirut. Ai, 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 ai. Poftim. Și după aceea vin la stradă și mai e și păduci. Păduci la sigur ei, dar păduci în ăștia la alții. Cam atât am vrut să am avut de spus că e gata tep și cu carne, varză roșie călită, am pus 5 cartofi așa în ea, ea roșii, nu m-a spălat coja pe ei și cam 2,5 kg de carne de 4 feluri. Gogoșari, ardei verzi, ardei capia roșii, bineînțeles mirodenii. Cât e ceasul? E târziu, mâncați așa. E târziu, e ora 11. Nu e târziu, pot să mânc o tură. E ora 11. Băi, oameni, bă, nu mereți, mă, la ele, mă, ascultați-mă ce vă spun. Nu mereți la ele, că luați boală transmisibilă și dați în familie. Iai boală la botă, mergi să te piși la veceu, mere copilul tău, mere fata ta, mere nevastă ta și iai boală. Suflă pe tine, îți mai pierzi controlul de oșit. Ai, 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 să nu, și vii acasă și mânci cu lingura, ai spurcat toată familia, măi. Ce dracu! Eu vă știu, no? Vă știu că am povestit cu ele. Și mi-o, ce mă ne sunt a faci figuri, mă, că au venit la mine ăla, au venit ăla, au venit ăla, oameni cu nume, oameni grei. De mă supăr, le dau și numele, să-i fac de rușine.
Da? N-am nimic cu ei, nu le dau numele, cam deodată. Ascultați ce vă spun. Mai bine du-te la un masaj. Ești mai... decât să stai în mașină, să te bagă în boschet, să te mai și tălărește. Mă, nu mă luați voi pe mine seama. Mă, nu mergeți la dermatovenerice. La aia blondă. Săraca aia blondă, că m-am dus la derma veneric. Nu știu, am fost răcit. La botă. Mi-a luat aia botă mână cu mănușă. Până numeri la 5 mi s-a întâlnit. O zis aia, tăi, tăi, viril ești, domnule, câți ani ai? Mă pupă, tata, că mie mă place să vă povestesc. Vă povestesc cum a fost la Iași, fac clip, cum a fost la... la botez la Parmigiano, cum a fost la Zoo la Raul, cum a fost la Ice Bucket Challenge. Ăla nu-mi place, dar... Vă povestește, tata. Și pe aceea vă povestesc aventuri din viața mea și din viața altora. Vă pup. Pa, pa, tata.